Autorizația de construire a fabricii a fost semnată zilele trecute de președintele Consiliului Județean Vâlcea în prezența reprezentanților grupului industrial din Turcia. Noua fabrică va funcționa în Drăgășan pe o suprafață de 13.000 de metri pătrați și va avea pentru început o cifră de afaceri de 37 de milioane de euro. Este extrem de important ca un investitor să vină în județul Vâlcea. Consiliul Județean a semnat autorizația de construire pentru investiția dumneavoastră și pentru asta sunt onorat și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim că ne-ați oferit oportunitatea să investim în țara dumneavoastră. Am venit în România în asociere cu două companii, una din Italia și una din Turcia, specializate în industria auto. Acum noi sprijinim Dacia, dar ne gândim la noi investiții sau oportunități legate de fabrica Ford. În Drăgășan funcționează în prezent și o fabrică în care se produc anvelope și jante auto.